Dragilor, puțin sau mulți, merită tema de cuprisosință, pentru că la un secol de Iosif Berman, pe care cu toții îl cunoaștem, de fotoreportaj, merită să vorbim două cuvinte despre ce înseamnă acest gen, această specie literară nobilă. Nobilă, vă spun de două, trei ori. Reportajul înseamnă talent, spontaneitate, vivacitate și l-aș asemui cu o emisiune de radio în care dacă deschizi aparatul, rămâi acolo sau pleci. Dacă ai plecat, înseamnă că autorul, regizorul, redactorul nu are talent. Ei bine, reportajul înseamnă surprinderea imediată a unui eveniment care să capteze extraordinar, să desăvârșească, să zic, atmosfera și să rămână. Despre fotoreportaj se poate spune că în momentul actual, și vă spun pentru că am vizitat două țări în vara asta, există o diversificare incredibilă, și anume fotoreportajul nu mai înseamnă numai orașe, literatură, radio, înseamnă artă culinară. Fotoreportajele înseamnă readucerea albumului de familie. La o nuntă, la un botez, se fac fotoreportaje, se tipăresc, există edituri care fac această întreprindere. E la noi în țară, a depășit un secol și cu acest prilej eu nu doresc decât să vă amintesc un destin. Pe acest Iosif Berman, care înseamnă, să zic, tot conviețuirea la oaltă, este un evreu care a avut un foarte scurt destin, foarte febril, foarte agitat, deloc fericit, s-a născut lângă Botoșani, a luat o soție rusoaică, a făcut peste 10.000 de fotografii și 50.000 de diapozitive înainte de plecare, lucrând la Adevărul și alte reviste. În Rusia i s-a oprit tot ce a muncit, a plecat cu Raisa, soția, în Istanbul. Acolo a stat 3 ani, i s-a oprit tot ce a muncit, pentru că era de mare calitate, și a venit în București, s-a dus la Muzeul Satului și a fost, să zic, solicitat de un foarte important personaj, și anume Dimitrie Gusti. Dimitrie Gusti i-a solicitat participarea în toate satele moldovenești pe care el le știa, ca să surprindă realitatea cu acest fotoreportaj. Iosif Berman, bineînțeles, Berman este un talent născut, dar este și un om foarte muncitor. Este extrem de prolific, extrem de activ și extrem de vizual. A doua calitate despre care se va vorbi aici este cunoașterea perfectă a magiei aparatului foto. Atunci când nu cunoști un aparat fotografic, nu poți să fii fotoreporter. În momentul în care vezi Bucureștiul, un Lipscani, o Calea Victoriei, fotografiată de acest om, înseamnă că ai înțeles că în interbelic el a văzut Bucureștiul așa cum noi sau părinții și bunicii nu l-au observat. În tot ce are semnificativ. Eu nu vă pot prelungi prezentarea pentru că se va vorbi aici, îmi pare rău că nu este Cristian Sencovici care este pe Zoom, n-a putut ajunge de la Sibiu, dar și el va, probabil că va comenta calitatea aparaturii care este folosită în fotoreportaj. Nu poți
participa decât stăpânind această artă. Vreau să știți că astăzi se va discuta despre calitatea aparaturii fotografice în această artă, pentru că până în final acest gen literar sublim, care stă alături și de memorialistică și de arta radiofonică, acest fotoreportaj trăiește, merge mai departe și avem aici un redactor care de la fotoreportaj cred că a pornit viața Cristianei Scărlătescu. Și da și nu? Eu cred că da. Este foarte important acest fotoreportaj, îți pune emblema momentului. Te face să fie vie realitatea pe care ți-o oferă. După această introducere, bineînțeles că o să mă leg mai mult de partea tehnică, fiindcă aceasta a fost, să spunem, ideea pentru întâlnirea noastră de astăzi, să vedem care au fost și premisele tehnice pentru a face o fotografie de reportaj. Da? Și cu siguranță, dacă am pornit de la acest exemplu ca lui Iosif Berman, el a fost cu siguranță unul din primii fotoreporteri, să spunem, cunoscuți și sigur n-a fost unicul, dar a fost poate cel mai important reprezentant din prima perioadă, da, a secolului trecut, da? Fiindcă fotografia de reportaj a apărut, să spunem, puțin înainte de primul război, da? A jucat un rol deja în primul război și bineînțeles că s-a consolidat și a înflorit, să spunem, în perioada interbelică. Da? Și dacă a fost exemplu de Berman, el a fost deja fotoreporter înainte de primul război. Da, da. Și bineînțeles că un proverb chinez spune că o imagine spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Este un lucru care este esențial într-o fotografie de reportaj. Dacă fotografia de reportaj trebuie să fie explicată, da, atunci, cum să spunem, nu și-a atins scopul. Da? Adică este cu atât mai bună cu cât privitorul nu trebuie să citească textul explicativ a fotografiei. Și o imagine care nu spune nimic privitorului este ca un banc pe care trebuie să-l explicăm. Da? Așa că aici se vede calitatea fotografiei de reportaj. Dacă ne gândim că primele fotografii a lui Daguerre au necesitat o expunere foarte lungă. Prima lui imagine a avut o expunere de o oră jumătate, da, dar apoi a reușit să reducă timpul de expunere la 5 și 10 minute. Bineînțeles că cu un asemenea aparat și cu o asemenea tehnică nu se poate face o fotografie de reportaj. Da? Din această cauză trebuie să facem să spunem că au apărut fotografii în ziare și în anul 1900 și puțin înainte, să spunem, dar au fost fotografii statice, nu au fost fotografii de reportaj, fiindcă cu un asemenea timp de expunere nu putem fotografia decât o clădire sau putem fotografia un peisaj, un munte, un lucru ăsta, dar nici într-un caz un obiect care se află în mișcare. Da. Ori, la fotografia de reportaj, important este clipa, adică instantaneu. Iar pentru a realiza un instantaneu, bineînțeles că avem nevoie de o serie de premize tehnice. Da? Daguerre a folosit un material fotosensibil care era aplicat pe o placă de cupru, da? Care a fost argintată și pe urmă a aplicat un strat, adică fotografia de reportaj a necesitat, să spunem, niște premize tehnice, da? În primul rând,
trebuie să aibă un aparat cât de cât, să spunem, ușor, adică care, cu care se poate deplasa fotoreporterul, nu? Trebuie să aibă un obiectiv cu o luminozitate mare pentru a scurta timpul de expunere. Dacă ne gândim că astăzi, da, lucrăm cu un timp de expunere care merge până la a 8.000 parte de secundă, da? Adică cu totul altceva decât au fost de acum 100 de ani. Și aici mă voi opri, pe urmă, un pic mai mult. Nu? Vedeți aici o imagine de la una din primele aparate foto, da? Cu care s-au făcut și este foarte sugestiv poziția omului pe lângă el. Vedeți ce construcție cu asemenea aparat, bineînțeles că nu se poate face o fotografie de reportaj. Dacă vă mai aduceți aminte cu, hai să spunem, cu 40 de ani în urmă, încă mai existau fotografii din Cismigiu, da? Fotografii de la minut, care, bineînțeles, care nici măcar acele aparate, nici măcar n-avea obturator, că el ridica capacul de pe obiectiv și punea capacul înapoi. Așa că expunerea era cel puțin, să spunem, de o secundă sau de câteva secunde, nici într-un caz de fracțiuni de secunde, da? Și vă mai arăt aici încă o imagine. În August Bisson, în 1861, a organizat o expediție pentru a aliza o imagine a Mont Blancului și avea nevoie de 25 de cărăuși pentru toată tehnica de care el avea nevoie ca să realizeze această fotografie. Așa că pleca cu un echipament de cel puțin 400 de kilograme, de aproape de jumătate de tonă, ca să realizeze 4 sau 5 fotografii a Mont Blancului. Da? Așa că asta este istoria și vedeți, acest lucru s-a întâmplat, nu, la sfârșitul anilor 1800 și la începutul anilor 1900. Da, da. Tot așa, din curiozitate, vă arăt aparatul de fotografiat al lui Brâncuș, care în zilele noastre este expus la Paris, la atelierul lui Brâncuș. Brâncuș nu a fost fotograf, dar Brâncuș a avut acest fotograf și el și-a fotografiat propriile opere, fiindcă el a spus că trebuie să cadă o anumită lumină care a vrut să o redea în imaginile care le făcea el. Pentru el acest lucru era important, să fie o lumină pe operele lui, așa cum și-a imaginat el această creație. Da. Și vedeți aparatul din spate, bineînțeles că pe această ramă se aplica o placă fotografică, o placă din sticlă pe care era emulsia fotosensibilă. Deja avea aparatul nu avea în față o lentilă, ci avea deja un obiectiv, da? Diferență între o lentilă și într-un obiectiv este că o lentilă este curbată, are o serie de aberații care se corectează cu alte. Așa, primele obiective, era primul anastigmat, avea două lentile, da? Pe urmă s-a trecut la 3-4. În timpurile noastre, obiective bune au între 16 și 24 de lentile. Da, nu toate, bineînțeles, dar mai ales în teleobiective performante, o să vorbim și despre acest lucru un pic mai târziu. Da? Și aici vedeți în această imagine, am încercat să punem la oaltă câteva din aparate mai vechi fotografice, din timpul, să spunem, în jur de anul 1900, puțin înainte și puțin după. Da? Da.
Bineînțeles, și am mai spus deja, fotografia de reportaj necesită un timp de expunere scurt, materiale cu o fotosensibilitate ridicată și obiective mai luminoase, da? Puțin mai târziu a apărut pe urmă și o lumină puternică și de aceea vi l-am pus puțin mai jos, blitzul, care este la fotoreporter, să spunem, unul din accesorii, să spunem, mult întrebuințat și, deși în ultimul timp a scăzut, să spunem, întrebuințarea blitzurile erau, să spunem, până în anul 2000, să spunem, frecvente. Și acolo s-a făcut o evoluție, fiindcă între timp avem materiale fotosensibile foarte bune și atunci nu mai suntem legați neapărat în fotografia de reportaj să spunem, o lumină instantanee, cum este blitzul, da. Și acolo a fost o evoluție, inițial s-au folosit benzi de magneziu care se aprindeau, care dădeau o lumină așa, pe urmă, bineînțeles, a apărut blitzul ca accesoriu. Da? Și să ne oprim un pic asupra materialelor fotosensibile și aici avem, să spunem, aproape o cifră rotundă. Mai întâi, în 1871, s-a aplicat materialul emulsia fotosensibilă pe o placă, pe urmă pe o placă de sticlă, care a dăinuit destul de mult. Plăcile de sticlă s-au folosit vreo 20-30 de ani și în fotografii de atelier chiar și mai mult, un timp și mai îndelungat, dar apoi s-a aplicat fotosensibil pe un, să spunem, pe un suport mai ușor, care mai întâi a fost hârtia, da? Pe urmă s-a aplicat pe celuloid în 1889, s-a făcut prima dată așa, și, să spunem, un punct esențial în evoluția a fost roll filmul, care s-a impus și a fost inventat de George Eastman, care este care este proprietarul al lui Kodak. Așa că putem să spunem că Kodak-ul a fost cel care a inventat în Kodak numărul 1, a apărut în 1900, da? Adică și aici avem puțin mai mult decât un secol, da? Când a apărut prima dată roll filmul. Da? Am adus așa pentru curiozitate, aceasta este o cutiuță cu un plan film, adică unde sunt filme fotosensibile pe foi, adică foițe, și nu un roll film, adică nu unul înfășurat. Am și un roll film, aici o să vi-l arăt un pic mai târziu. Plan filmul s-a folosit încă de către profesioniști un timp, bineînțeles că nu de reporter. Plan filmul a fost un material folosit în atelierele foto, în atelierele de fotografie. Da. Da. Cel mai cunoscut roll film este cel 120, care are o lățime de 61,5 cm și cu 12 imagini de 6-6 sau 8 imagini de 6-9. Da. Acesta a fost filmul care a dăinuit, să spunem, până în perioada digitală, până când a început fotografia digitală. Bineînțeles, în 1912 a apărut filmul Leica, Leica fiind o denumire, să spunem, populară acestui film, fiindcă a fost folosit la prima dată în aparatele Leica și care este un film preluat din cinematografie, adică un film perforat la margine, derivat din filmul cinematografic, cu formatul de 24
pe 36 și cel uzual a fost filmul cu 36 de imagini, cunoscut, cred că, de toată lumea, de cei din sală. Eu am adus aceste obiecte crezând că vin mai mulți, mai multe persoane tinere care n-au mai văzut un rol film. Dar acest film, nu, a dăinuit peste 100 de ani. Da. Așa că în 1912 Oscar Barnack a construit un aparat fotografic de format mic și prima lui idee n-a fost să creeze un format fotografic, ci l-a folosit pentru probe de expunere. Trebuia să facă mai multe probe de expunere și să vadă care este expunerea potrivită pentru a folosi această expunere la un aparat cu plăci cu care lucra. Deși Leica s-a, aparatul Leica, Leica vine de la, de la Leica camera, de la lights, de la numărul, de la numele proprietarului firmei, așa care îl chema Leitz, Barnack era un angajat în firma Leitz și ca Leica, Leica camera. De acolo vine această prescurtare, deși s-a făcut în trei bucăți de aparate în 1912, prima serie de Leica a apărut, a venit primul război mondial, nu s-a putut introduce în serie și abia în 24 apare prima serie. Din această cauză, știți că există în lumea aceasta colecționar a aparatelor Leica, care sunt cei mai renumiți colecționari a aparatelor fotografice, nu toate mărcile de aparatură fotografică fac, se spune, obiectul unor colecții, dar Leica este pe primul loc. Se spune, când cumperi un aparat foto Leica, este o investiție ca la un tablou, fiindcă aparatele Leica câștigă în valoare și nu sunt ca o mașină sau un alt aparat care dacă astăzi l-ați cumpărat și mâine îl vindeți, deja pierdeți cel puțin, să spunem, o parte din prețul de cumpărare, ceea ce la Leica este, să spunem, o investiție. Numai așa, un informativ, din cele trei prototipuri de Leica care există, își mai schimbă proprietarul, ultima dată, unul s-a vândut cu prețul de 2 milioane de euro. Da. Acesta este un preț pentru un colecționar care dorește să aibă un ur Leica. Aici v-am prezentat câteva, nu v-am pus toate mărcile, dar sunt, lipsește Kodak-ul din această imagine, care poate este unul din filmele cele mai renumit. Kodak, Agfa, Ilford sunt cele trei mărci, să spunem, de aparate, de filme foto cel mai mult folosite în lume. Da, da. Și Orvo este, să spunem, denumirea comercială a filmului Agfa din RDG, când a fost împărțit Germania în două. În partea de vest, firma era Agfa și fiindcă nu avea voie să folosească RDG-ul numele comercial de Agfa, atunci au găsit acest nume de Orvo. Da? Ceea ce este interesant în imaginea din dreapta jos, vedeți o casetă, fiindcă este un film care este într-o casetă, este o casetă care se poate încărca, o casetă Leica care se poate încărca, fiindcă acest film, bineînțeles, nu se vindea numai la, să spunem, clasicul cu 36 de imagini, exista și la metraj și atunci fotografii, mai ales fotografii profesioniști, își încărcau singur filme de din material, adică din metraj. Da. Venim la perfecționarea aparatelor. Da. Aparatul acesta care îl aveți în
imagine, vedeți că este un aparat care folosea plăci pe sticlă, da? Și este un aparat deja de format mic, adică care îl putem ține deja în mână, cu care putem să facem deja un, o, care era să, poate primul aparat folosit de fotoreporter și este aparatul oficial a armatei germane și austrieci din primul război mondial. Marca aparatului este un Gertz Tenax, adică un aparat cu o vârstă de 100 și vreo 20 de ani. Este un aparat cu burduf. În spate are un geam mat, adică o șaibă mată, pe care, bineînțeles, se regla. Avea și un vizor, să spunem, pentru ajutor, dar cel mai mult, întâi se regla imaginea, da? Și scotea șaiba mată, da? Se introducea o casetă, da? Această casetă, vedeți, avea să spunem, un sistem de închidere, era caseta, în casetă se introducea placa de sticlă cu materialul fotosensibil, după ce se făcea vizarea, se introducea placa în spate, se scotea capacul, se făcea fotografia și, pe urmă, bineînțeles, se repeta, se punea capacul de la casetă la loc, da? Și se scotea, se punea următoarea casetă. Există o arhivă, există mai multe arhive de fotografii, de exemplu, în arhiva lui Bergman, sunt aproximativ, după cum a spus și Aurora, sunt aproape 10.000 de asemenea plăci de sticlă cu negative, bineînțeles, că pe imagine era un negativ. Bineînțeles că aparatul deja avea deja un obiectiv, adică nu o lentilă, da? Obiectivul era un Tenax de acolo și așa, care era precursorul lentesar, cel mai renumit, poate, obiectiv fotografic, să spunem, care a dăinuit ani de zile lui Zeiss. Gertz-ul, firma Gertz, era o firmă din Berlin, care a fost preluată de Zeiss cam după primul război, cam prin anii 20. Pot să vă spun exact data. Da. Și, bineînțeles, avea deja un obturator compur cu 5 lame, da, în care exista deja un timp de expunere până la a 250-a parte de secundă. Mai târziu a apărut obturatoare compur cu până în 500. Mia a apărut mai târziu, iar acum, după cum v-am spus, suntem la a 8-a mia parte de secundă în ceea ce privește expunere. Mai este încă un lucru interesant. Cu acest aparat fotografic se puteau face și fotografii macro, aproape la scară de 1 la 1, fiindcă avea o podea dublă. Vedeți că podeaua se poate scoate și se poate prelungi distanța focală a obiectivului la dublu când apare imaginea de 1 la 1, adică deja se puteau realiza și macrofotografii cu acestea. Pot să vă spun că prima mea fotografie care am făcut-o când eram elev în clasa 5-a cu un asemenea aparat, nu cu acesta, ci unul asemănător, cu un Feuchtländer Avus, iar obiectul care l-am fotografiat era bunica care stătea în fotoliu. Dar, oricum, nu se consideră o fotografie de reportaj, fiindcă avea destul de multă răbdare bunica să aștepte până când se regla claritatea pe geamul mat a aparatului, până când scoteam geamul mat, până când am introdus placa de sticlă și așa mai departe.
Bineînțeles că Kodakul nu a inventat numai filmul, Kodakul a făcut și un aparat popular, să spunem primul aparat, să spunem pentru amator care nu era folosit de profesionist, era un box, un Kodak box, da, care vedeți că în față avea o lentilă, da, nici măcar mai târziu a avut un obiectiv foarte simplu, avea aici un mic vizor pentru înalt sau pentru formatul pe înalt sau formatul pe lat, folosea rol filmul de 6x9, da, cu 12 cu 8 imagini, da? Și acest aparat a dăinuit la amator o perioadă foarte lungă. Cred că ultimul box s-a fabricat până în al doilea război mondial. Adică a fost aparatul pentru un amator în perioada interbelică. Deja destul de, să spunem, deja nu era foarte greu și se putea realiza, bineînțeles, că avea numai două posibilități de timp de expunere, aproximativ a 40 parte de secundă, da? Și era un aparat folosit, după aceea pot să vi-l și desfac ca să vedeți rol filmul, cum era așezat și așa mai departe. Bineînțeles că la aceste aparate trebuia să fie pentru a micșora volumul lor în timpul transportului, bineînțeles că acel burduf care asigura, să spunem, distanța focală a obiectivului, și s-au găsit tot felul de lucruri. Vedeți, acesta este tot cu un burduf care se poate micșora mult mai repede și deja avea un vizor mai complicat și așa mai departe. Acesta este Voigtländer Avus, un aparat care l-a, să spunem, a venit cam în același timp cu Goertzul, un pic mai târziu, da? Și care tot așa firma Voigtländer a rezistat până de curând. S-a mutat pe urmă din Germania în Statele Unite, da? Și bineînțeles că știți că acum aparatele foto din cauza telefoanelor mobile au început să dispară, rămân doar pentru, să spunem, amatorii avansați și pentru profesioniști. Că în rest, și trebuie să specificăm că și la, dar este, acest lucru este un capitol aparte, aparatele, adică telefonul mobil cu aparatul fotografic s-au perfecționat extraordinar de mult în ultimul timp. Deja putem să spunem că putem să facem cu un telefon mobil, să spunem, mai bun, fotografii de calitate, cel puțin de calitatea unor aparate foto, să spunem, care foloseau filmul de 24x36, adică filmul Leica. Ceea ce este interesant, că pentru a reportaje, vedeți că avea un vizor simplu făcut cu două cadre. Da. Ceea ce era în cadru, acela era aproximativ imaginea. Și deja era un lucru extrem de util pentru o fotografie instantanee. După cum am vorbit deja, primul fotoreporter românesc important este Iosif Berman, 1890-1941. Vedeți, una din fotografiile lui, celebre a lui Berman, am și aici un album cu fotografiile, cu, să spunem, cu câteva fotografii din arhiva lui Berman, și vedeți aici, este o fotografie tipică de reportaj, doi copii care stau pe spatele unei bivolițe și salută trecătorii, adică o fotografie cu destul de multe elemente în mișcare. Sau aici o altă fotografie cu ursari, da, care nu lipseau de la niciun bâlci. Aici mai în această imagine mai avem încă o dată placa, adică caseta în care se introduce placa de sticlă
înainte la aceste aparate, așa și cu șibărul care se trage și care se asigură ca să nu cumva să se expună sau să nu vină o lumină parazitară pe imaginea făcută. Bineînțeles că acea imagine trebuia să fie developată, da, pe urmă uscată, spălată și era un negativ, după care se putea făcea o copie, un pozitiv sau să se introducă într-un aparat de mărit pentru a face o mărire a imagine sau o decupare. Adică necesita, pe lângă aparatul foto, era absolut necesar laboratorul foto, da, care în prezent este înlocuit de imprimantă. Da, și de... Interesant este că după ce a apărut roll filmul, s-a făcut un gen de adaptor pentru roll film, adică un gen de casetă cu care se aplica. Care se aplica în spate, în locul vizorului, să spunem, în locul șaibei mate care era în spatele aparatului. Da? Uitați, v-am adus și aici o mostră care se potrivea la aparatele Gert și la Voigtländer. Pasul următor a fost aparatul, să spunem, cu burduf, cu obiectiv, dar deja se introducea roll filmul 6x9, roll filmul clasic, da, cu lățimea de 61,5, și vedeți aici o imagine cum se introducea, adică era pe un șpul, adică pe un mosorel de fie din lemn, fie din metal, existau două tipuri și se încărca și exista în spate, să spunem, o mică cifră care indica la câta imagine sunteți. Aici este aparatul box care vi l-am, despre care am și vorbit mai devreme, și aici vedeți dacă aparatul oficial, să spunem, pentru reportaje în timpul războiului din primul era Gertz, în al doilea război marea majoritate a reporterilor foloseau aparatul Leica. Este un aparat Leica deja din perioada celui de al doilea război mondial, care s-a făcut cam înainte. Există multe tipuri, acesta este Leica 3G, și în care vedeți deja avea un telemetru pentru a măsura distanța până la obiect, bineînțeles, un obiectiv, un obturator care nu era cu lamele, ci cu un obturator cu perdea, da? Și era un aparat extrem de, să spunem, perfecționat deja pentru acea perioadă de război, pentru acea perioadă de vreme. Aparatul, adică Leica-urile există până și acum, au rămas aparate, să spunem, performante, de foarte bună calitate și, în primul rând, cu o optică extrem de bună și preferată. Da. Totdeauna a fost concurență între optica Zeiss și între optica Leitz. Da. Amândouă firme au făcut, în afară de aparate foto, au făcut microscoape, au făcut teodolite, adică peste tot, și să nu uităm și de optică militară, adică lunete și așa mai departe. Nu putem să vorbim despre fotografia de reportaj fără să amintim Rolleiflex-ul. Rolleiflex-ul a fost aparatul pe 6x6, cu două obiective, un obiectiv pentru vizare și un obiectiv pentru fotografiere, care era aparatul cel mai folosit de către reporter după cel de-al doilea război mondial, până când, să spunem, s-au înăsprit, să spunem, condițiile pentru reporter.
Înainte, oamenii politici nu erau atât de păziți ca în timpurile noastre și reporterii puteau să se apropie mult mai mult de persoanele importante decât acum. În, să spunem, Rolleiflex-ul nu s-a mai putut folosi din cauza măsurilor de siguranță, fiindcă avea un obiectiv normal și în prezent marea majoritate a fotoreporterilor folosesc teleobiective, da, fiindcă trebuie să păstreze o oarecare distanță la reportajele lor, să spunem, cu politicieni sau cu lucrul ăsta care este impusă de măsuri de siguranță, de măsuri de securitate. Da. Dar este un aparat extrem de mult folosit, care formatul lui era 6x6, da? Era formatul preferat de către tipografiile clasice, da? Nu prea foloseau, nu prea le convenea formatul de 24x36 la reportaje și la ziare. Și din această cauză a dăinuit acest aparat Rolleiflex-ul, care, așa, bineînțeles, nu putem să nu terminăm, să spunem, expunerea noastră cu un aparat Leica, este aici un Leica Flex, care încă mergea pe film clasic, adică pe filmul pe 24x36, dar un aparat cu oglindă, cu vizare directă, să spunem, care nu mai necesitau două obiective, un obiectiv pentru vizor și un obiectiv pentru fotografiere. Se folosea același obiectiv, da. Și, bineînțeles, fotografia clasică este spre terminare, încă mai este folosită, încă mai se găsesc filme în comerț, încă mai sunt profesioniști care folosesc filmul fotografic și atelierul foto, dar fotografia digitală a dat progrese enorme și au depășit, să spunem, veridicitatea imaginilor de pe filmul de 24x36. Da, este un lumix al lui Panasonic, da, nu contează, puteam să arăt și un, în prezent știți că mai există Nikon, da, Panasonicul, Olympusul, Canonul și Sony dispare. Sony se luptă foarte tare în a se menține pe piață, dar cred că zilele a lui Sony sunt numărate. Da. Da. Asta, sigur, nu vom ști, dar așa se conturează în prezent. Bineînțeles că au mai rămas printre profesioniști Hasselblad-ul, care a fost un aparat extrem de performant cu formatul de 6x6, da? În anii, să spunem, 60, 80 până 90, cine avea un Hasselblad, adică nu știu, cred că se puteau număra pe degete câte Hasselblad-uri existau în România. La arhitect mai era Linhof-ul, un aparat special pentru arhitectură, cu tot felul de corecții, ca să se, cum să spunem, să se corecteze imaginile care se iau de pe nivelul pământului pentru blocurile înalte. Hasselblad-ul încă mai există, încă a trecut și el pe digital, dar sunt aparate extrem de pretențioase și foarte scumpe și nu s-au impus, să spunem, la fotografie de reportaj. Dacă ne-am dorit să puneți întrebări, sau așa încerc să răspund, deși în țară sunt și persoane care știu cel puțin atâta, dacă nu și mai mult decât despre mine, despre fotografie. Aceasta este cartea închinată minunatului Iosif Bergman. Știință sau artă, această fotografie a umplut lumea în sensul că nimeni din sală
Nu cred că n-a observat că în marile muzee ale lumii sunt sute de fotoreporteri, începând cu japonezii care excelau din copilărie. Nu se poate trăi astăzi fără fotoreportaj, chiar dacă el este o știință înainte de a deveni o artă. Poate că nu putem toți să avem aparate foarte scumpe, dar știu că în sală sunt câteva persoane care nu trăiesc fără aparatură. Domnul Dudu este chiar pătimaș, domnul Nini Vasilescu, doamna Maria Boștenaru, care e arhitect, dar de câte ori vine o admir că imortalizează totul în toată Europa unde merge și mai ales la noi, unde vine tot timpul îmbrăcată în port, laudă. Vă invit la această știință și artă din care astăzi a fost Cristiana Scărlătescu o picătură numai din tehnica abordată. Întrebarea mea e legată de muzee și nu despre fotografiile din muzee, ci despre aparatele din muzee. Nu știu dacă știți pe Ștefan Tot István, el a făcut primul muzeu din țară la Oradea, în care sunt o grămadă de astfel de aparate, dar eu am fost la o prezentare și am înțeles că Muzeul al Fotografiei este cel Covaci din Odorheiu Secuiesc. Da, și voiam să vă întreb dacă mai sunt și altele, deși fiecare zice că el e singurul. Mai există un muzeu în București cu aparate? Da? Unde? Și există, să spunem, o colecție frumoasă de aparate vechi și la Universitatea din Reșița. Da. E curios, dar acolo sunt expuse și acolo a fost un pasionat, sigur că și eu am vrut să fac odată aici o expoziție cu aparate foto vechi, fiindcă împreună cu Chris Senkovici, care are și el mai multe aparate vechi, și așadar nu am putut realiza acest lucru, fiindcă în casa și le lipsesc vitrinele. Or, nu se pot expune asemenea aparatură, să spunem, decât într-o vitrină. Deși să știți că nu sunt aparatele care vi le-am arătat aici, nu sunt aparate scumpe de colecție. Da. Un Kodak box găsiți în Talciocul din Sibiu, da, deja cu 50 de lei, între 50 și 200 de lei, cam atât se cere, da, da, pe un box din acesta simplu. Există, sigur, nu, sigur, mii de bucăți încă nu a devenit o raritate asemenea, fiindcă, știți, oamenii țin la aparatură și îl păstrează, da? Așa cum să spunem, din multitudinea aparatelor pe care le-am folosit, nu le mai am chiar pe toate, dar oricum mai am mai multe aparate. Da. Înainte să-i dau cuvântul domnului Nini Vasilescu, vreau să vă spun că cine este interesat de tezaurul acestui Iosif Berman poate să treacă vis-a-vis la Muzeul Municipiului București să vadă arhiva, pentru că acolo este întreg tezaurul depus, alături de alte tezaure, cum a fost și prețiozii. Ei bine, acolo aflăm cine am fost noi înainte de 1900, cine am fost noi în interbelicul invidiat, care a fost foarte febril de fapt, și cine suntem astăzi, cu toată tehnica și cu toată arta pe care ne-am însușit-o. Școala românească, de orice fel de natură, n-a încetat să existe. Și mie mi-a plăcut arta asta fotografică, să o fac de plăcere, nu ca profesionist. Și mi-am cumpărat prima dată la mâna a doua un aparat, nu mai țin minte, Leica, parcă nu mai știu cum era, după ce l-am folosit o perioadă, s-a stricat, m-am dus pe Mendeleev
strada Mendeleev, lângă piața Amzei, să mi-l repare și mi-a zis că nu se mai poate. Și după aia mi-am cumpărat în anii 79 un Zenit E, fabricat de URSS. Avea pe el cele 5 cercuri, că urma să fie în 1980 Jocurile Olimpice de la Moscova. Și l-am folosit după aia la toate evenimentele în familie, la prieteni și așa mai departe. În 1980 am fost într-o excursie în Cehoslovacia cu soția, Praga și Karlovy Vary. Și mi-a luat aparatul foto să fac și eu, să rămână amintiri, cât mai multe fotografii. Am venit acasă, i-am dat aparatul foto, filmul, sau filmele, că am făcut două, parcă, unui prieten care era profesionist și le făcea acasă, că făcea și el nunți, botezuri, cununii, să câștige un ban, mi-a developat filmele, mi-a făcut pozele, cât o carte poștală. Așa. Când m-am uitat la ele, mi-am tras palme. Erau alb-negru fotografiile, cât o carte poștală. Ce să vezi într-o asemenea fotografie? Și am spus, mă jur că din clipa de față nu mai folosesc fotografii alb-negru niciodată. Și am trecut pe diapozitive color. Și am făcut sute și sute și sute de diapozitive color. Mi-am cumpărat un retroproiector și făceam o fotografie color pe perete în sufragerie, 2x3 metri sau ceva în genul ăsta. Păi era o nebunie, color frumos, mare. Și așa am făcut fără număr. După care am trecut pe digitale. Aparatele astea foto care se pot face fără număr. Fotografiile, nu mai te duci să le developezi, decât le descarci pe memoria calculatorului. Și asta vă mai spun. Eu toate fotografiile acum, bine, nu alea de familie sau nu știu ce, unde particip la evenimente, le pun să le vadă toată lumea pe site-ul meu. Și mai trebuie vreo 100 de fotografii să fie pe site, 77.000 de fotografii. 77.000 de fotografii. Și se pot vedea oricând, de oriunde. Norocul meu a mai fost că am un prieten stabilit în Statele Unite și acum vreo 15 ani el mi-a creat site-ul și mi-a zis, asta este parola, mai departe faci ce vrei. Și toată lumea le vede din Statele Unite fotografiile, instantaneu. Te duci de la poză la poză cu viteza luminii, ca să zic așa. Și el plătește, el le parchează unde, nu știu eu, decât pun articole și fotografii. Așa că asta a fost amintirea care vreau să vă spun. Ne amintim cu toții din cei care ne-am născut înainte de 89, de Luis Bunuel, care sigur dorea alb-negru într-un anumit fel, și istoria a preluat la toate conferințele, iconografia înseamnă tot ce înseamnă istorie, sepia sau color. Adică alb-negru a devenit puțin mai, nu evitat, dar pare comod, pare comun, nu este adevărat. Deloc nu este adevărat. Alb-negru va trăi cât va exista imaginea. Am să-l invit pe un mare specialist, pe domnul Dudu, pentru că știu că dânsul are ce spune. Nu o să ne intimideze pe cei care nu suntem maestri, dar eu vă spun la infinit, această artă fotografică este și meșteșug și artă extraordinară, va supraviețui. N-am să vă plictisesc și nu o să îndrăznesc să intru în partea foarte tehnică pe care domnul Fabrițiu s-a ridicat-o la nivelul pe care îl cunoșteam deja. Ce pot să vă spun este că eu am fost un om foarte grăbit mereu. Am început prin eșecuri, când aproximativ la data când noastră făceați o fotografie bunicii,
Eu desfăceam un aparat Kodak ca să văd cum arată fotografiile dinăuntru și am distrus un rolfilm întreg. Cam așa am început eu fotografia. Am trecut și eu prin diapozitive, prin, mă rog, toate etapele respective. Viața a făcut să ajung în televiziune, unde am parcurs niște etape. Acolo chiar n-are rost să vă descriu trecerea de la filmul analog la montajul digital. Dar vreau să vă spun ceva. Doamna Fabriciu s-a amintit de Luis Buñuel, care a colaborat cu Salvador Dalí. Acolo s-au întâlnit arta cinematografică cu un geniu al picturii, al superrealismului. Probabil că vinovați de trecerea de la fotografie la film au fost mai întâi frații Lumière, care în 1933 au speriat un public întreg cu locomotiva aia care venea spre sală. Da? Bun, acum hai să spun ceva despre dezavantajul filmului, care aparent a devenit un inamic al fotografiei. Principalul dezavantaj, și asta vă spun din prisma celui care stă mai mult în spatele camerei, este că poate să trișeze pe undeva. Pentru că așa cum o fotografie spune mai mult decât multe cuvinte, și o imagine bine montată și cu meșteșug montată te duce în direcții false. Cazul filmelor care au dus sau ajutat teoriile conspirației, cum Zeitgeist, un film care bagă subliminal niște fotografii, practic, deci fotografia s-a reîntors cumva, sau filmul s-a întors la fotografie, cu niște imagini subliminale de doar din unor frames-uri secunde, îți transmit niște idei false. Și am auzit tineri care au dat prima oară cu ochii de acest film și au spus, formidabil, ce mesaj extraordinar. Dacă n-am vrut să aflu care e mesajul, nu l-am aflat, decât că există ceva peste noi, e un guvern mondial care mă rog, girează totul. Apropo de ce poate să facă filmul în ziua de astăzi, da? Mai ales tehnica digitală, bineînțeles. Și încă ceva, în anii 90, când eu cel puțin am dat prima oară cu ochii de reportajele făcute în Occident, am fost puțin agresat, m-am simțit agresat de imaginile care erau mult mai rapide. Eu am început montajele în televiziune cu lecția ABC-ul televiziunii anilor 80-90, cu o imagine ca să o fie percepută are nevoie de 3-4 secunde ca să înțeleagă ceva privitoriu. Asta a fost atunci. Acum se merge pe o secundă și secunda aia pare a fi prea mult. Ochiul este, și nu numai ochiul, gândirea noastră este practic agresată de două, trei benzi care merg sub un ce reportaj mai este ăsta în care tu vezi un redactor de televiziune care încearcă să-ți atragă atenția despre o catastrofă în Italia, dar tu vezi alte trei benzi de desubt unde se spune despre o inundație în Italia și un război la granița României. Unde trebuie noi să fim mai atenți? La ce spune cel care e în prim plan? Deci cam astea ar fi dezavantajele, așa zisului, progres. Dezavantajul este și numărul mare de fotografii. 7-7.000 de fotografii, sunt convins că un ochi de profesionist ar alege doar vreo 100 din ele. Nu vreau să vă jignesc, dar cantitatea și despre tema asta s-a discutat aici, despre faptul că acum nu mai avem un album pe care să-l răsfăim, ci mii de fotografii în calculator la care nici nu avem răbdare să ne mai uităm până la urmă. Da? Cam asta am vrut să spun. Adică există un mare dezavantaj al marului progres în materie de film și dacă totuși știi să discerni, până la urmă te reîntorci la clasic. Ok, mersi frumos. Mulțumim, doamnă Dădă. Noi încă nu știm cât timp putem să păstrăm această imagine digitală. Pe când la, să spunem, fotografiile clasice, știm că rezistă cel puțin 200-300 de ani, dar după cum vedem cum s-au schimbat, dacă ne gândim numai că sunt carduri de memorii care au dispărut deja, da. Nu, dacă ne uităm la calculatoare, cine mai folosește discheta? Nu? Discheta inițial, discheta era de 5, nu era de 3,5, da. Sunt această evoluție în tehnică extrem de rapidă, da, sigur. Pe urmă, folosim foarte multe fotografii și multe imagini, nu, care le păstrăm în calculator sau le păstrăm în telefon, se strică telefonul, se strică calculatorul, toate imaginile se duc la gunoi. Da, adică le pierdem, da. Sunt
sigur că cei prevăzători le pun pe un hard extern, există preocupări, să spunem, în arhivare, dar încă nu știm la fotografia digitală dacă o să, cum să spunem, aibă o viață foarte lungă, da, da, ceea ce ne interesează. Da, da. Bineînțeles că fotografia pe hârtie, adică fotografia tipărită, a început să fie nu chiar o raritate, dar mult mai rară. Foarte puțin sunt cei care, să spunem, imprimă, adică folosesc și o imagine pe hârtie, da, care oricum se vor păstra mai, probabil mult mai bine decât cele care sunt numai pe, să spunem, pe format, adică într-o memorie sau în ceva. Da. Am observat că și la diapozitivele color, după ce le-am scanat după vreo 20 de ani, și-au pierdut din calitate culorile. Și la fel ca și benzile de magnetofon, casetele de la casetofoane, în timp își pierd calitățile. Și la diapozitive, în primul rând, la primele, să spunem, diapozitive color, au fost destul de sensibile și nu și-au păstrat culorile. Primesc, ACFA primește, să spunem, o tentă în albastru, pronunțată, dar Kodak-ul își mai păstrează un pic, dar se merge spre roșu, dar sunt sigur. În 81 le-am făcut prima. Da. Nu știu câte imagini sau câteva vor descoperi arheologii peste 1000 de ani. Da. Poate aparate, da, ca să se mai păstreze. Da. Sorin Stein. Da. Vorbind de fotografia de reportaj în lumea țăranilor și așa, mă rog, ca puțin distractiv, dacă vreți să vedeți o fotografie care a aparținut lui Ernest Berne, vă uitați la covrigăria Luca. Da. Sunt doi țărani, eu nu știu cum au pus mâna pe drepturile de autor cei care folosesc o fotografie a lui Ernest Berne, cei doi bătrâni. Dar la Muzeul Țăranului Român sunt foarte multe afișe care au împrumutat din fotografia lui Ernest Berne. Nu știu dacă cineva s-a ocupat de capitolul ăsta, pentru că băiatul lui a murit în anul 2000, Horia Berne, și urmași n-au fost ca să se ocupe de această arhivă. Poftim? Fotografiile acelea de pe reclamă cu Hocea. Da? A fost, dar nu știu cum s-a rezolvat, dar oricum a fost un proces. Dar cine a intentat tot? Da, nu știu cine a. Da, e un capitol. Adică dacă s-ar ocupa cineva să arhiveze munca lui Ernest Berne, reportaj în lumea satului, ar fi foarte interesant, pentru că fotografiile sunt de extraordinar de sugestive și de mare calitate. Eu am acasă câteva din afișe de la Muzeul Țăranului Român, de exemplu una cu o horă extraordinară. Poți să te uiți și să înțelegi foarte multe lucruri dacă te uiți la o asemenea fotografie. Chiar dacă platforma Zoom ne-a furat din sală foarte mulți participanți, prieteni ai casei Schiller, noi vă așteptăm și data viitoare. Dacă cineva nu mai vrea să completeze, îl mai interesează ceva, la aceste dezbateri care sunt într-o educație și cultură și vor continua la fel.